Eu tot aud în spațiu public niște lucruri și atunci trebuie să pornim de la niște chestiuni clare pe care le aveți aici. În spațiu public s-a tot spus de către, mă rog, oficialii clubului că nemernicii de noi, de mine mai ales, s-au plătit 2.700.000 de euro din 2021 până acum și nu s-a întors niciun ban acolo. Prima precizare pe care vreau să o fac și o aveți aici este că factura în perioada 1.1.2021 până în 12.2023 a fost de 1.542.000 de lei. S-au plătit 694.000 de lei și 864 sunt cei care au rămas. Bă, este echipa Fanion. Al doilea lucru pe care vreau să vi-l spun, pentru că îl tot aud în spațiu public, mi-închipui că nu trebuie să vă informez, este că în orice moment, cei care au soluții, am văzut din PNL, din USR, de oriunde, pot iniția un proiect de hotărâre care să fie supus atenției Consiliului Local, prin care să punem o anumită sumă pentru plata datoriilor de acolo ca să susținem cuplul. Nu vă împiedică nimeni. Mai mult decât atât, pentru că se spune că eu împiedic lucrul ăsta, am purtat deja de ieri o discuție cu domnul Nicodim, este corect, da? Și i-am spus așa, eu mă retrag. Îmi iau 2 zile de concediu preia dânsul și atunci un proiect de hotărâre inițiat de dumneavoastră, consilierii PNL, USR, sau cine mai dorește, care salvează clubul prin a acorda o anumită sumă de bani către club în această formulă, poate fi inițiat de către cel care îmi preia atribuțiile în acele zile și anume de către domnul viceprimar. În mod categoric și public nu vreau să mă opun în niciun fel și nu vreau să apară niciun fel de discuție vis-a-vis de lucrul ăsta. Din punctul meu de vedere, a plătit datoriile unui club, chiar dacă este de suflet, este drumul direct către Gheorghe Grigore Cantacuzinou, un anumit număr, dar dacă tot există soluții, dacă tot se opune primarul, vreau public să spun și dumneavoastră, onorabilului Consiliu și proieștenilor, că nu mă opun câtuși de puțin și că eu fac pasul în spate, ca un eventual proiect de hotărâre pe care îl inițiați dumneavoastră și care mai departe să fie inițiat sau pus pe ordinea de zi de către viceprimar ce îmi preia atribuțiile, să rezolve și să salveze această problemă. Că eu m-am plimbat cam 6 ani și nu pe lucruri de genul ăsta și dacă asta este soluția, că e bine să vorbim așa, asta să fie. În plus, o să vă rog frumos ca onorata presă să preia și realitatea despre ceea ce a însemnat contribuția financiară a clubului, nu că e mare sau e mică, dar o realitate pentru informare. Dintr-un 1.570.000 de lei facturați din 2021 până în 2023, s-au plătit 690, punem rotund 700, adică jumate. Și nu se păstrează nici a doua reeșalonare. Nu asta e problema. Doar că aștept o relație și o informare corectă și din partea cealaltă a clubului, care, din punctul meu de vedere, anumiți oameni de acolo, iertați-mă, cam golănei, așa, că tot am auzit că am luat 2.700.000 de euro și chiar m-am enervat de dimineață și am întrebat-o și pe Alina și CSM-ul, mă, unde-s banii ăștia? N-au dat băieții ăștia 2.700.000 de euro în 3 ani de zile și noi nu i-am luat? Astea-s realitățile. Oricând, doamnilor, care vă exprimați în spațiu public, într-o modalitate electorală că puteți să salvați și să aveți soluții împreună cu cei pe care îi susțineți, vă rog frumos să faceți proiectul. Eu nu voi împiedica câtuși de puțin și nu mă voi băga 30 de secunde în acest lucru. Faceți-l. Domnul Nicodim, în orice moment m-am retras, mă duc să-mi văd de viața mea și de campania electorală 2-3 zile, timp în care dumneavoastră puteți să inițiați proiectul, să-l discutați și să dați bani clubului pe care să-l salvați. Mulțumesc că mi-ați creat această oportunitate. În rest, dumneavoastră urmează să apreciați, dar mi s-a părut normal ca la un moment dat să ne tot lămurim, că minciunelele sunt cât casă.